dacă s-a terminat vara și s-a cam încheiat și sezonul vacanțelor, dar încă nu v-ați săturat de hamsiile prăjite calamare, vă anunț că putem să le facem foarte ușor și acasă. Și ce-ar fi hamsiile fără mujdei de usturoi, fără mămăliguță și fără o bere lângă ele, nu-i așa? Avem pe ecran ingredientele pentru două porții și voi le puteți multiplica după câte persoane pofticioase aveți în familie. O porție are cam 673 de kilocalorii. Pentru două porții folosim 500 de grame de hamsii, fie ele proaspete sau congelate, dar de acum cred că le găsim mai mult congelate decât proaspete. 50 de grame de mălai și 50 de grame de făină, sau puteți să folosiți doar mălai sau doar făină, după cum doriți, eu le amestec. 2 lingurițe zdravene de sare și ulei pentru prăjit, cât încape în tigaia sau în vasul pe care îl folosiți voi. Haideți să ne apucăm de treabă, că pofta de hamsi e mare și dacă vă place ideea sau dacă vă place rețeta, nu uitați să vă abonați la canal, pentru că în fiecare săptămână vă aduc două rețete noi. Eu am găsit hamsii congelate, așa arată punga, poate sunt mai mulți furnizori, nu știu să vă spun. Scrie pe pungă că sunt pescuite în Marea Neagră, dar firma care le exportă este firește din Bulgaria, noi nu știu de ce nu reușim. Așa arată, sunt micuțe, simpatice, așa cum le știm, dar sunt necurățate și cu toate că pe pungă scrie că se folosesc congelate, adică le punem la prăjit direct așa congelate, eu n-am fost de acord cu treaba asta, le-am lăsat să se decongeleze în apă rece și apoi le-am îndepărtat capetele și intestinele. Capetele n-ar fi fost neapărat nevoie să le îndepărtez, pentru că eu una pot să mănânc peștele cu tot cu cap, dar am persoane mai sensibile în familie care nu mănâncă capul, așa că de data asta am îndepărtat și capul. Intestinele se extrag foarte ușor dacă trageți de cap, așa cum vedeți la mine aici. Și după cum vedeți, cu toate că sunt mărunțele așa, totuși au intestine destule. Și nu cred că e vreo plăcere ideea să mănânci hamsiile necurățate. Deși la mare așa se vând, necurățate și, mă rog, totuși ne plac, nu pe plajă. Dar uitați ce au în interior. Nu știu, pentru mine nu e o idee plăcută să nu curăț hamsiile, mai ales dacă le pregătesc acasă. Voi procedați cum doriți. După ce le-am curățat, le-am spălat în mai multe ape și au și solzi foarte fini, dar aceștia se îndepărtează ușor dacă le frecați așa puțin în mână. Și le-am spălat în mai multe ape până când apa a rămas curată. Le-am scurs bine de apă, am presărat 2 lingurițe zdravene de sare peste ele și le-am lăsat puțin deoparte, cam o oră, să-și tragă sarea. Am băgat castronul în frigider și în timpul ăsta ele și-au tras câtă sare le-a trebuit. Într-un vas amestecăm sau punem făina și mălaiul sau doar una dintre ele dacă nu vreți să le amestecați și trecem pur și simplu pești prin amestecul acesta de făină și de mălai. Punem uleiul la încins, uleiul trebuie să fie bine încins înainte să prăjim hamsiile și proba se face așa, punem un peștișor și uleiul trebuie să sfârâie foarte bine și foarte repede în jurul lui și să se ridice la suprafață, asta înseamnă că uleiul este suficient de bine încins. Nu vrem să fierbem hamsiile în ulei, vrem să le prăjim să devină rumene și crocante. Dacă puneți mai mult ulei în tigaie, nici nu prea trebuie să le întoarceți, pentru că ele se prăjesc în baie de ulei. Și le scoatem pe prosoape absorbante, după care imediat le servim cu mujdei de usturoi și cu mămăliguță, așa că nu uitați să puneți și apa pentru mămăliguță pe foc atunci când vă apucați de treabă. Sunt rumene, sunt crocante, sunt delicioase, sunt chiar mai bune decât la mare. Dragii mei, vă aștept cu impresii, sper să vă placă rețeta și până data viitoare, numai bine!